Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Costică Șeremet îmi spune, maestru în artă din Republica Moldova. Și acum grupul cum se numește? Grupul se numește A Doua Tinerețe! Din ce oraș veniți? Venim de la Chișinău, de la Republica Moldova. De la Chișinău. Surioara, dumneavoastră. Câți ani aveți dumneavoastră, personal? De la 50 Surioara, la 68. Surioara, dumneavoastră, zic, ce frumos. 68. Foarte frumos. De când faceți meseria asta? A fost un colectiv de amatori la Institutul Politehnic din Chișinău. Au dansat o perioadă până au terminat institutul. După terminarea institutului, au făcut o pauză de 30 de ani. Și se numeau Tinerețea pe atunci. După pauza de 30 de ani, la o întâlnire, la o petrecere, s-au întâlnit băieții și fetele și au zis: măi, dar nu prea am ruginit noi acolo stând, hai să ne amintim de tinerețe. Păi, dar cum să numim? Hai, A Doua Tinerețe. Ce drăguț, bă. Am o curiozitate, căciula aia înseamnă ceva? Da, ce să mă întorc și o parte și pe alta. Uitați-vă încoace. Da. Și partea asta. Ce semnificație are? Țara Mumă, România Mare. Bravo. Acum, dacă spuneți că inițial grupul s-a numit Tinerețe, după care A Doua Tinerețe, în cazul în care vă gândiți să-i dați și al treilea nume, să știți că trebuie să-i spuneți Tinerețe fără bătrânețe, direct. E singura soluție. Foarte bună. Eu zic că pe ăsta să merge și așa să rămână, să tot dansați fără oprire de aici încolo. Da, de la mine. Doamna Măruță. Da, și de la mine. Mersi mult. Domnul Petre. Cu tot respectul, da. Mersi. Înainte să obțineți și votul final, sper că în timpul vieții noastre, că sunt și eu pe aproape, să dăm după căciulă jos visul acela. Veniți, poftiți să-l cușinăm. Aveți 4 de dat.